Cele mai tari știri ale săptămânii vă sunt prezentate de Cornelia Ionescu și Sorin Pușcașu. Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vin în fața dumneavoastră cu știrile cele mai importante ale săptămânii. Aș fi dorit să-l am aici pe canapea ca în fiecare zi de joi pe Sorin, însă el nu a reușit să ajungă. Cu toate acestea, dacă fizic nu este prezent aici la Wowbiz, îl putem avea prin intermediul Skype-ului. Sorin are niște probleme de sănătate, dar vrea să fie aici cu mine și cu dumneavoastră. Bună, Sorin! Bună, Cornelia! Bună, oameni dragi! Ceea ce am putut să zic, de fapt, este nu că sunt răcit. Sunt, de fapt, în vacanță. Sunt prin Skype cu tine, așa cum faci ce zice. Aș fi vrut ca asta să nu fie o glumă și eu să fiu printr-o vacanță undeva pe la Milano, unde am tot zis că mă duc. Dar, din păcate, nu este cazul. M-am trezit azi noapte cu febră foarte mare, dureri de cap, frisoane, la fel și Laura, din păcate. Și am decis, bine, și cu acordul vostru, că ar fi mai bine să rămân acasă decât să vă dau o răceală. Și de ce zic că e răceală? Pentru că mi-am făcut 3 teste și toate au ieșit negativ. Deci nu vă îngrijorați, nu este COVID, sunt doar răcit. Cred că am o gripă, Eu știu că ai făcut acele teste, noi am vorbit înainte și chiar aș vrea să le demonstrăm oamenilor de acasă că nu sunt doar vorbe ceea ce îmi spui tu mie aici, ci există acele teste făcute să văd dacă ai sau nu COVID. Până la urmă tu ești și o persoană vaccinată, poate ar fi trecut mai ușor prin boală. Mie, sincer, îmi pare foarte rău că nu ești aici. Sunt foarte obișnuită cu tine să glumim pe seama știrilor chiar și serios. Însă e bine și de acolo, de departe. Mi-arăți și mie testele tale și oamenilor de acasă? Nu le-am aici lângă mine și ar trebui să ies din cadrul acesta. Și pot să mă duc să le aduc imediat sau să rog pe Laura, dar însemna să țip pe aici prin casă. Ceea ce am vrut să vă mai arăt eu vouă este faptul că, deși nu sunt în studio, am încercat cumva să fiu acolo cât mai aproape. Așa că am făcut și această pancardă cu Wow News. Mă rog, e scris să vede invers, am scris ok. Mă gândeam să o lipesc aici, dar o lăsăm aici să o văd doar eu. Dacă vreți să mă duc, eu mă duc acum, Cornelia, doar că te voi lăsa singură și nu cred că îți convine. Mă duc să le aduc testele. Nu le am lângă mine fizic. Păi, uite, poți să te duci, o să le spun oamenilor de acasă câte ceva eu. Voi vorbi despre această zi specială, despre 24 februarie. Să nu uităm că astăzi este ziua iubirii cu adevărat pentru noi cei de aici, de pe plaiurile mioritice. Dragobete este patronul dragostei în România. Este o sărbătoare care marchează începutul primăverii. Să știți că nu e de 1 martie atunci când ghioceii apar pe piață sau aici în studio, fiindcă băieții sunt foarte drăguși și ne oferă, este primăvara noastră oficială, ci acum, de Dragobete. Chiar mi-ar fi dorit foarte mult să am și o costumație care să se asorteze cumva cu această sărbătoare frumoasă. Vorbisem cu Sorin săptămâna trecută să ne îmbrăcăm într-un costum popular, însă asta o să vă face altă dată. Ne-am asortat doar la culoare. Am preferat, pentru că el este bolnav și este acasă, să păstrez un pic de decență, să fim asortați doar la bluza lui roșie de training și la această eșarfă pe care eu o am aici. Pentru cei care vor să afle mai multe despre această sărbătoare, să știți că astăzi este o zi atât de frumoasă, o zi în care nu aveți, doamnelor, voie nici să călcați, nici să spălați. Unele vorbe din popor spun că nici să faci mâncare nu trebuie. Adică este o zi perfectă pentru doamne. Curățenie, atât ai voie. Și nu trebuie să te cerți. Este cel mai important lucru. Astăzi nu trebuie să fim nervoși. Pentru a avea un an în belșugă. Dacă ne certăm, ne împăcăm repede. Așa. Nu, păi, dar nu e voie. Nu e voie.
Și vreau să-i rog pe cei de acasă, cei care ne urmăresc, să ne spună cam ce fac de dragobete și dacă s-au pregătit pentru diseară. Eu știu că sunt ceva evenimente prin oraș, dar cred că la fiecare acasă, la fiecare român, este ceva pus deoparte. În special, da, în special eu, dar înainte să ajung acolo, am promis ceva, așa că am venit, le-am găsit. Uitați aici, avem 3 teste. Sunt diferite, dar cu același rezultat. Sper că se vede. Se vede că am o singură. Se vede rezultat, foarte da? Bine, se vede, da. Este perfect. Da, apropo de ce ai spus că ne-am asortat cât de cât așa în roșu, eu țin această bluză pe mine și că sunt dragobetele să mă asortez cu tine, dar în același timp și pentru că mi-e fric, în momentul de față sunt în balcon, am ceva febră. Și că ai spus că ne pregătim de dragobete, da, eu m-am pregătit de dragobete și Laura la fel. Avem aici un ceai cu propolis, cu vitamine și așa mai departe, suntem pregătiți, dar, da, nu putem să trecem așa ușor că am stricat cadrul, chiar atât de indiferenți, așa că avem și niște zambile care aduc și primăvara, dar și iubirea în casă. Ce frumos i le-ai oferit Laurei azi? Bineînțeles, nu, astăzi nu eram în stare, ieri. Am fost pregătit de ieri. Ai început săptămâna bine, așa. Te-ai gândit tu că, Doamne ferește, o să ți se întâmple ceva rău astăzi, că o să-ți fie din răceala asta, o să se accentueze și nu o să mai poți să mai ieși din casă. Și uite ce gest minunat ai făcut pentru persoana care îți întregește ție viața. Să știi că mă gândeam zilele astea, mă gândeam să vin acolo și să te aduc și ție ceva flori, mai ales trandafirii galbeni, aceia care îți plac ție ceva. Dar după aia stăteam pe gânduri și zic, dacă îi aduc flori Corneliei de dragobete, oamenii de acasă, probabil vor băga ceva intrigă și nu știam ce să fac. Și uite că Dumnezeu mi-a dat răceala. Așa e, uite, ca să nu creăm noi controverse acasă, dar îți mulțumesc anticipat, să știi că într-adevăr apreciez faptul că știi ce flori îmi plac mie, că ai reținut că îmi plac trandafirii galbeni și să mai fie zile aici să le sărbătorim, de-abia începe primăvara, iar eu sper să fii sănătos. Și alături de tine să pot să am foarte multe ediții de știri de acum înainte. Pentru că, în fond, sănătatea este cea mai importantă. Nu pot spune despre nimic altceva care ar conta în viața asta și ce nu poți să rezolvi, dar atunci când ești bolnav, lucrurile se complică. Și așa că îți doresc din tot sufletul să fii sănătos. Să ai grijă și de Laura, că și ea se află într-o situație destul de gravă în acest moment, mai ales că este și însărcinată și lucrurile nu trebuie să fie așa în această perioadă. Așa avem grijă unul de celălalt și la fel vă dorim și noi vouă, vă dorim înzecit ceea ce ne doriți voi. Pentru că toți trebuie să fim sănătoși, exact cum ai spus și tu, să ducem cât mai multe ediții de știri. Știri care sunt întotdeauna mai cuperate, mai roz, mai cule de voi. Astăzi o să te las pe tine să le prezinți mult mai mult. Eu voi fi aici ca un comentator, dar încerc să fiu și acel prezentator de lângă tine. Da, vom începe cu controversele. Dacă tot spuneai tu de faptul că dacă mi-ai fi adus un buchet de flori aici în studio, poate ar fi existat voci care să le interpreteze totul diferit. Uite, și în divorțul anului, secolului, nu știu ce aș mai putea să mai spun, dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghencam, se întâmplă foarte multe lucruri. E o nebunie pe internet, peste tot, din momentul în care Ana Maria Prodan a fost cumva pusă la colț de fostul ei soț. Și a primit cumva replica. Da, măi, știi cum? Mi se pare că dacă ar trebui să vorbim în termeni fotbalistici, mie acest divorț mi se pare așa. Ana Maria a atacat întotdeauna, este pe postul ăsta de atacant, ea de fiecare dată încearcă și să înscrie din orice poziție. Iar el, cum a fost și pe teren, este fundaș.
și contracarează cam tot ce face Ana în această perioadă. Iar, dacă tot faci această comparație, din punctul meu de vedere, cred că Ana Maria Prodan conduce cu mult. Cred că are vreo 10-0, dacă nu mă înșel. E un meci de volei mai degrabă, de handball. De fotbal nu știu ce să zic, că nu prea aducem scorul de gen. Eu am ascultat podcastul ăsta altfel, cunoscându-i pe amândoi și știind care este situația, am încercat să fiu undeva la mijloc și să nu dau dreptate nici unuia, nici celuilalt. Am acea linie pe care am respectat-o de la începutul acestui divorț, să nu fiu părtinitoare și să fiu acolo să le spun oamenilor ce cred eu din punct de vedere al jurnalistului care întâmplător are și o relație foarte frumoasă cu ambele personaje. Consider că amândoi au dreptatea lor, dar că momentele în care își spală rufele în public ar trebui cumva evitate. Eu îl cunosc pe el. Știu că niciodată nu i-a plăcut să fie în centrul atenției, să vină, să vorbească despre familie, despre ce face el dincolo de terenul de fotbal. Însă acum și-a trecut peste toate lucrurile astea și din defensivă a mers pe partea atacului și a lansat niște lucruri și atacuri destul de dure la adresa Anei. A vorbit despre acel moment cu Alexa, un moment extrem de discutat la vremea respectivă, acel pumn pe care Ana sau acel croșeu pe care Ana i l-a dat lui Alexa în public. La vremea respectivă mi-aduc aminte că Reghe a dat o declarație aici pentru Wowbiz și vreau să intrați pe site-ul nostru wowbiz.ro și să vedeți ce a spus în urmă cu ceva ani acolo. Să vedeți că nu are nicio legătură cu reacția și cu declarațiile pe care le-a dat la podcastul acesta lui Cătălin Măruță. Da, aici a spus că... scuze că te întreb, cumva prin declarațiile lui, din ceea ce văd eu, este, așa cum ai zis și tu, este într-o defensivă acum, pentru că se simte atacat. Și din punctul meu de vedere, cred că își caută ceva scuze pentru ceea ce a ajuns să facă în momentul de față. Așa cum a declarat și el în acel podcast, a spus că lucrurile au început să se rupă de atunci decât cu Dan Alexa și că mai bine ar fi terminat-o atunci. De ce nu a făcut-o în momentul acela? Sau dacă n-a făcut-o, de ce nu a trecut peste? Și vine cu foarte multe acuzații și el, sau vrea să dezbine cumva minciunile are Maria Prodan, când spune că n-a furat bani, că el a făcut foarte mulți bani și ba din contră, din banii lui s-au cumpărat foarte multe, foarte multe lucruri. Și în același timp și Ana, după care a venit cu un alt răspuns, știi, cum ai spus și tu, este despărțirea clară a anului va fi. Dar cred că va dura foarte mult pentru că au multe de împărțit. Eu nu mă așteptam ca el să atace anumite subiecte. Cu Alexa poate ar fi trebuit cumva să-l aducă în discuție tot acest subiect și toată această situație, fiindcă a fost extrem de mediatizat și mulți nu l-au înțeles la vremea respectivă pe el. N-au înțeles cum poți să ai o soție care să îi deranjeze fața unui alt bărbat în public. Repet, la vremea respectivă el a spus că are o relație foarte bună cu Dan Alexa și că totul se datora unor, toată această acțiune și ieșirea Anei s-ar fi datorat unor transferuri nereușite. Totul a fost aruncat pe parte profesională. Acum spune că un bărbat nu poate să suporte lucrurile acestea. Păi, dar trebuie să treacă 3 ani ca să suporți un lucru sau nu? Exact, cam aici apare cumva contrazicerea. Se cam contrazice singur dacă atunci a spus că a fost ceva pe plan profesional. De data aceasta a spus că avea dubii, doar că nu putea să-i dea mesaj unui alt bărbat să-l întrebe, auzi, care-i treaba cu soția mea, ce s-a întâmplat cu soția mea. Și aici cumva, aici din punctul meu de vedere, se contrazice.
Și Ana are foarte multe dovezi, Ana vine cu dovezi. Dacă acum el anunță și o acuză de multe lucruri, el nu vine cu nicio dovadă. În schimb, ea are foarte multe dovezi scrise, e-mail-uri, plăți către altă femeie, de la el către altă femeie. Eu cred că aici a încercat el să se scoată că Ana Maria Prodan a avut cumva o relație cu Alexa și el a început de atunci să se răcească față de ea și a găsit altă persoană. Da, dar găsiți altă persoană. Termin cu persoana pe care o ai în momentul de față și asta cu banii, să dai bani din casă, e mult prea mult. Așa este. Eu cred că în secunda 2, când s-a întâmplat totul, Ana a vorbit cu el, pentru că era soțul ei și mi se părea normal să-i spună varianta. Mă rog, doar ei știu ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Eu de multe ori am spus aici și repet, într-o relație, ambele persoane au o parte de vină dacă ajung la certuri și doar acele persoane știu realitatea. Noi ceilalți suntem pe margine, comentăm, prieteni, jurnaliști, comentatori, dar trebuie să punem cumva și lucrurile cap la cap. E adevărat, și când vorbește și el despre partea financiară, că a avut salarii foarte mari, mai ales în Emirate, cât a fost acolo, contracte pe care Ana Maria i le-a negociat și care probabil își avea și iau acolo un mare procent în calitate de manager, în atar condiții ar fi putut să cumpere acele genți de 100.000 de euro despre care vorbea sau, nu știu, ceasurile acelea foarte scumpe pe care sunt sigură că la momentul respectiv îi le-a oferit. Îi le-a oferit din dragoste. Da, nu spune nimeni că el nu a avut bani. Este clar, a avut și el munca lui, a primit foarte mulți bani pe unde a antrenat, dar cred că dacă facem o comparație între banii pe care el i-a câștigat și banii ei și a mamei ei, Dumnezeu să ierte, e clar că balanța se înclină foarte mult către Ana Maria și dacă ea l-acuză de bani dați către altă femeie din casă, înseamnă că sunt bani dați probabil și din conturile ei. Poate cumva și-au pus toți banii la comun și dacă ai pus toți banii la comun, atunci clar dai din ambii din banii amândură, da. Așa este, bine. După acest podcast am văzut o serie de reacții ale Anei în mediul public. Am văzut cât de supărat a fost atunci când la acea declarație pe care fostul ei soț a făcut-o referitor la fiica ei, Rebecca, cea care este un creator de modă în devenire. Rebecca și studiază la o facultate de specialitate din Italia. Spunea că i-a luat un apartament aici în București, el. Sunt niște lucruri care sunt reale, dar poate că ar fi trebuit cumva să le țină acolo pentru el. Consider exact, că sunt de mare, sunt că nu-l caracterizează declarațiile astea. Exact, sunt de acord cu tine 100%. Nu, în primul rând, tot ce se întâmplă între ei și cum spală ei rufele, eu consider că n-ar trebui implicat niciun copil, nici măcar adus numele unuia dintre ei și mai ales să se scoate. Poate nu s-au scos ochii cu faptul că a agitat-o pe Rebecca foarte mult, dar din prisma noastră, a celor care privim declarațiile lor, putem să le înțelegem și așa, cumva că scoate ochii că el a dat foarte mulți bani pentru apartamentul Rebeccai. Nu, ai simțit să faci în momentul acela, ai făcut-o. Așa e. Și ai trecut peste, ai făcut un gest frumos, Dumnezeu ți-l va întoarce cândva. E foarte adevărat și într-o relație de genul acesta, când sunt doi oameni într-o căsnicie, e normal să se consulte și să cumpere anumite lucruri sau să facă anumite gesturi pentru copii. Bine, el mai spunea de faptul că și casa de la Znagov, cea în care locuiește acum Ana, este tot pe numele lui. Normal, este o casă a lor de familie și că nu s-ar duce să-l viziteze pe băiețelul lor, tocmai în ideea că vrea să evite toate scandalurile. Ți-am spus, fiecare are partea lui de adevăr aici și
partea lui de a aș prezenta situația. Că normal, eu dacă mă cert cu cineva, spun adevărul meu, nu adevărul celuilalt. Consider că o să se mai curgă multă cerneală pe marginea acestui subiect. Da, sunt de acord cu tine. Ceea ce vreau să spun este că toată perioada asta Ana Maria a aruncat foarte multe dovezi, a spus foarte multe lucruri, până ca el să iasă să spună și el ce are de spus. Și cred că multă lume a empatizat cu el, pentru că lumea în general empatizează cu oamenii care tac, care nu spun nimic. Așa e. Și nu țin cu cel vulcanic. Tactică care bun. Poate, exact, este, poate este vulcanic, dar are un adevăr în, acea, în acel impuls al lui. Dar în momentul în care el a ieșit cu declarațiile lui, cumva s-a cam bătut cap în cap cu, cu ceea ce a făcut și se pare că vorba aia Dacă nu trebuie să taci. Da, și nu trebuie să taci. Cel care tace nu neapărat este și cel corect. Și asta este adevărat. Însă, până la urmă trebuia să cumva să iasă și el și să, și să se apere. Fiindcă, indiferent cât de mult te apreciază lumea pentru seriozitatea ta, pentru ceea ce demonstrezi din punct de vedere profesional, sunt, sunt și persoane care doresc să, să te audă și pe tine, să, să vadă ce zici, ce ai de spus, de ce ești tot timpul atacat. Și poate că picanteriile pe care le-a aruncat el în podcast, acelea în care spunea că patronul uneia dintre echipele pe care le-a antrenat în Emirate i-ar fi reproșat la un moment dat faptul că Ana poza în costum de baie, iar în spate era burjar arab. Lucru pe care de altfel i l-a și spus ei, iar ea spunea că pe Instagramul ei totul este privat și că n-ar trebui să intereseze pe nimeni. Parcă îl umanizează cu un pic, știi? Da, dar a venit doar cu niște vorbe, adică n-a venit cu nicio dovadă să spună, uite, chiar mi-a zis președintele, mi-a zis treaba asta. Sau... Noi n-avem cum să credem 100%, dar cel mai dur lucru pe care el l-a spus, consider că a fost acela când a spus că a făcut nunta cu Ana Maria cumva forțat. Adică el a venit, era plecat, a ajuns acasă și dintr-o dată s-a găsit cu toate cele programate, stabilite, cu invitați și el trebuia să se căsătorească, dar el nu-și dorea. Era vorba despre nunta, ultima nunta da, lor. Da. Puțin oameni știu că ei cam în fiecare an făceau o nuntă. Așa era tradiția în familia lor, bă, în familia regentă. Cumva, da, da. Iar el era oricum hotărât să plece de acasă. Este posibil ca aici să aibă dreptatea lui sau nu? N-avem de unde să știm. Era clar că lucrurile nu mai funcționau între ei în acel moment și poate că ar fi fost o șansă de a-și repara căsnicia. Și într-adevăr, felul în care a povestit-o la măruță toată situația, acum că toți invitații erau acolo, totul era pregătit, Ana este omul surprizelor. Poate pentru el n-a fost o surpriză plăcută, fiindcă se mai uita și altcineva pe adresele de socializare, în speță partenerului da, de viață. Ana Maria Prodan, ulterior, Ana Maria Prodan ulterior a contracarat, să spunem așa, vorbele lui și a spus că nu este adevărat, pentru că și el a ales multe chestii din, din ceea ce s-a întâmplat acolo, sau că își dorea să facă altceva față de ce a fost. Adică a fost și el implicat, el n-avea cum să nu știe, că mă îndoiesc că ești plecat o săptămână de acasă și când ajungi acasă te trezești cu... Hai să facem nuntă. Da. Mă, știi ce? Ca și în cazul cu Alexa de puțin mai devreme, nu a reacționat la timp. Dacă reacționa atunci, în fața oamenilor și spunea ce se întâmplă aici, eu nu mă regăsesc în această petrecere și în această nuntă, poate că situația ar fi fost cu totul alta. Însă, știi cum se spune ca 10-a zi după scripturi, nu mai te crede nimeni? Sau te crede, n-ai de unde să știi. E o vorbă bună, acum depinde de susținător, să spun așa. Clar și el are partea lui de oameni care îl susțin și vor ține cu el până la capăt, așa indiferent este. Dacă el greșește sau nu. La fel și cu Ana Maria. Noi suntem aici, așa cum ai spus și tu, suntem aici doar să comentăm subiectul. Dacă vi se pare că ținem cu unul sau cu celălalt, să știți că noi doar încercăm să îmbinăm lucrurile, să le punem cap la cap
să încercăm să aflăm adevărul. Dar asta cu siguranță vom afla doar de la ei, dacă vor mai ieși. Așa e. Ca să încheiem totuși astăzi discuția despre acest subiect și însă vom continua cu siguranță săptămâna viitoare. Eu am văzut astăzi pe adresa de socializare a Anei o poză foarte interesantă cu un inel și o brățară. Brățara e, cred că este în planul secund, inelul contează. Cred că este un mesaj al Anei, chiar și pentru fostul sau actualul soț, fiindcă divorțul ăsta va continua la nesfârșit. Va fi vreo 2-3 ani cu siguranță. Minim, așa. Și cei de acasă pot vedea imaginea cu acest inel care se asortează, repet, cu brățara și sunt sigură că acest inel i-a fost oferit de cineva. Ea tot vorbea că și-ar dori să se căsătorească din nou și să se căsătorească în Dubai. Nu este în România, este acolo. Și a postat această imagine. Eu vreau să întreb pe oamenii de acasă ce cred. Dacă Ana își continuă viața, a pus punct relației anterioare și își continuă viața cu altcineva, sau este tot așa ceva de luat ochii cuiva? Eu cred multe lucruri. Acum, dacă mă întreb și pe mine, să spun sincer, ea oricum este o femeie independentă și poate să-și cumpere oricând. Și o cred cumva în stare să-și cumpere singură și doar să se posteze pentru a ataca cumva un orgoliu sau să se creadă altceva. Dar, în același timp, este și o femeie superbă, o femeie frumoasă. În curând, în minim 2-3 ani, va fi și singură. Deci poate să fie un bărbat în viața ei, un bărbat nou, dar mă îndoiesc, pentru că lucrurile sunt prea încinse acum. Eu nu cred că ea s-ar putea focusa pe o nouă relație, pe o nouă familie, că până la urmă nu mai e la vârsta în care să-și facă relații pasagere de o săptămână, două săptămâni. Probabil își va căuta tot așa un bărbat puternic cu care să plătească o familie. Și este prea discurs să facă treaba asta. Da, de aia este o femeie imprevizibilă. N-ai de unde să știi pasul următor. Vreau să citesc și o serie de comentarii ale oamenilor de acasă. Doamna Mariana din Istanbul, vă salutăm, vă pupăm și vă mulțumim pentru toate mesajele frumoase. Îți transmite sănătate ție și Laurei și un dragobete plin de iubire, la fel și pentru dumneavoastră, doamna Mariana. Gina, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Doamna Daniela Balaș, la mulți ani de dragobete, să fiți iubite de persoanele dragi sufletelor voastre și dumneavoastră la fel și toată lumea de aici. Doamna Cristina Bărbulescu este alături de noi. Cred că mai repede ar fi dorit să vii acolo la Milano să bei o cafea decât să fii bolnav. Da. Doamna Maria Precup, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje și vă doresc din tot sufletul să fiți fericiți toți cei care ne scrieți și dumneavoastră cei care ne priviți în această zi specială de 24 februarie. Vreau să le mulțumesc pentru mesaje și doamnei Eugenia Demelici, care este mereu alături de noi. Doamna Gina Sava, doamna Popirina, vă mulțumesc și pentru mesajele pe care ni le trimiteți dumneavoastră de fiecare dată și aici în emisiune și pe adresele noastre de socializare. Și, repet, pe adresa noastră de YouTube, în momentul în care vom ridica acest video, vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre scandalul momentului și cu cine țineți dumneavoastră? Iar data viitoare, în studio, alături de Sorin, voi citi și din mesajele dumneavoastră de pe YouTube. Vreau să trecem la un... Scuze că te întreb, dacă tot ai spus să ne comenteze pe YouTube, după ce îl abladăm, eu sunt curios dacă cineva crede că cei doi se vor mai împăca vreodată. Să ne răspundă părerea lor, dacă cumva se poate trece peste ceea ce s-a întâmplat și dacă ei vor mai fi vreodată împreună sau dacă unul din ei îl simțiți în momentele astea, îl simțiți că și-ar dori împăcarea și dacă s-a ajuns la ură. Așa e. Eu cred că ești mai pe aproape așa pe la finalul acestui comentariu. Dacă toți suntem în zona aceasta a divorțurilor, săptămâna aceasta am citit o știre care
oarecum mi-a adus aminte de un alt cuplu celebru care s-a destrămat și în jurul căruia au fost foarte multe comentarii la vremea respectivă. Andreea Marin a fost și ea prezentă la un podcast, de data aceasta la Mihai Morar, și a povestit motivul real al divorțului de Ștefan Bănică Junior. Nu m-aș fi așteptat să fie acesta motivul. La vremea respectivă, Lavinia Pârva era cea care era arătată cu degetul. Lavinia Pârva a și devenit între timp soția lui Bănică Junior. Ei bine, Andreea Marin a spus cu sinceritate foarte multe lucruri acolo, printre care și faptul că eram bolnavă, iar cazul Mădălinei Manole mi-a dat de gândit. E o declarație care pe mine mă surprinde în condițiile în care o cunosc pe Andreea Marin și știu că, în general, vorbește foarte puțin despre viața ei privată. Însă aici, cu lacrimi în ochi, a povestit că în perioada finală a relației cu Ștefan Bănică îi avea o serie de stări pe care nu și le explica. Era tristă, plângea din senin, parcă nimic nu o mai satisfăcea decât în momentul în care o lua în brațe pe Violeta, fetița ei. Inițial n-a știut despre ce este vorba, ce sunt aceste semne. Dacă acea căsnicie pe care o avea nu o satisfăcea mai deloc, deși în ochii lumii sau în ochii celor din exterior părea ceva wow și superb, e bine, în casă lucrurile stăteau diferit. În momentul în care Mădălina Manole a decis să-și pună capăt zilelor și la televizor au apărut și motivele pentru care ea a făcut acest pas, suferea de depresie, a apărut și au apărut tot felul de persoane care specializate, care au vorbit despre depresie ca despre o boală foarte grea, mai ales în cazul vedetelor. Andreea Marin s-a decis să se ducă și la un specialist și să vadă dacă situația prin care trecea ea era cumva asemănătoare. Și da, a ajuns la concluzia că era bolnavă și că ar fi trebuit ca mariajul ei să se termine pentru ca ea să se vindece. Ce zici, da, Sorin, de știrea aceasta? O știre destul de tristă, cutia Pandorei se deschide și aici, chiar dacă a trecut atâta timp, foarte mulți ani. Probabil ea prea o depresie, din punctul meu de vedere. Cred că era într-o depresie în acea relație, în acea familie, cumva. Și nu prea îți dai seama, adică exact cum ai spus și tu, din exterior totul se vede roz, dar din interior nu mai știu ce este acolo, nu mai știu ce s-a întâmplat. Poate, așa cum a declarat, nu o satisfăcea acea relație și uite că după ce a luat în vedere să se despartă, ea și-a revenit. Nu este deja cu depresia, cu anxietatea și așa mai departe. Poate acum câțiva ani nu știa nimeni de ele și nu le considera cumva ca o boală. Dar este ceva destul de grav și de monitorizat, să spun așa. Da, oamenilor le este teamă să recurgă la medici, să se ducă la specialiști. Consideră că vor fi blamați. Da, știi că oamenii cred multe alte lucruri aici în România și poate că ar trebui să ne dezvoltăm și noi mai mult pe zona asta. Să, în momentele în care avem probleme, într-adevăr, să ne ducem undeva să ni le rezolvăm. N-ai cum să ți le rezolvi singur. Și, uite, mai ales în cazul despre care vorbim noi aici, fiindcă Andreea Marin părea profesionistul perfect cu viața perfectă. E, uite că nu ai o viață perfectă și nu trebuie să trăiești cu lumea. Trebuie să-ți iei viața în mâini și să faci ceva pentru tine. Iar ea a făcut la momentul respectiv și a reușit să depășească momentele critice. Acum este foarte fericită alături de un alt bărbat. Poate i-a fost greu să meargă mai departe. Dar, vezi, lucrurile nu sunt imposibile.
Da, exact. Toate se întâmplă cu un scop și toți avem frica asta. Când nu suntem fericiți în ceva, stăm să ne punem alte gânduri. Păi dacă mă despart, ce o să zică mama, ce o să zică tata, ce o să zică oamenii. Mai ales ei fiind și persoane publice, vedete, se gândeau probabil ce avalanșă va fi din partea reporterilor, ziarelor, televiziunilor și așa mai departe. Și poate asta era o teamă sau și obișnuința. Băi, am stat atâția ani cu această persoană, dacă mă despart acum, trebuie să iau de la capăt. Poate nu reușesc și așa mai departe. Și ce am spus despre psiholog mai devreme, așa cum ai zis și toată lumea se sperie de psiholog, dar psihologul este un doctor de care toți avem nevoie. Consider că toți ar trebui să mergem măcar la o ședință, pentru că nu suntem perfecți, nu gândim perfect. Și poate un om din exterior ne poate ajuta. Așa este. Doamna Eugenia Budnaru, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Vreau să salut și pe mama, pe care este alături de noi. Să salut și pe mama ta, Sorin, și dânsa este întotdeauna aici. Sunt două persoane dragi nouă și le doresc din tot sufletul să fie sănătoase și fericite. Și să ne comenteze aici ce părere au despre subiectele pe care noi doi le discutăm astăzi. Mai trecem la o nebunie care s-a iscat săptămâna aceasta. Florin Salam, prezent la un concert, mai bine zis la o petrecere privată în Manchester, a fost la un pas să fie tăiat de unul dintre meseni. Așa îi se întâmplă lui. Oriunde s-ar duce să fie în mijlocul scandalurilor. Fie că e aici în România și este cel vizat el ca persoană, fie că, uite, întreține atmosfera la o petrecere și din întâmplare poate să fie cel rănit. Acest subiect a fost amplu discutat în ziarele noastre și în special pe site-urile noastre wowbiz.ro și știrilecanalde.ro. Acolo este prezentată informația pe larg, dar și imagini pe care dumneavoastră le vedeți și acum pe ecran. Dacă ar fi să spunem pentru cei care nu cunosc situația, totul s-a petrecut la finalul săptămânii trecute. Florin Salam a fost prezent în Anglia să cânte la o petrecere. Dintr-o dată, doi meseni mai recalcitranți, după ce au băut și un pahar s-au luat la ceartă, s-au întâmplat multe lucruri pe acolo, cu pumni, cu palme, cu picioare, iar la un moment dat unul dintre atacatori a și luat un cuțit și s-a îndreptat spre Florin Salam. Norocul lui Florin Salam a fost acela că el a fost protejat de cei de la pază și scos cu un prosop pe cap din încăpere. Fericire, lucrurile n-au degenerat și el a putut să ajungă cu bine la destinație. Sunt lucruri care se întâmplă, Sorin, la petrecerile acestea. Recunoștea și impresarul lui a doua zi, în exclusivitate pentru wowbiz.ro, și această declarație o puteți citi acolo. Da, într-adevăr. Recunoștea lucrurile astea. Într-adevăr, se întâmplă destul de des astfel de evenimente, dar asta nu înseamnă că sunt și normale. Adică să nu le prezentăm. Am văzut și eu declarația managerului lui, unde a spus că se mai întâmplă că mai bea câte unul câte un pahar, mai bea încă unul și se ceartă și ajung să își dea o palmă sau mai știu eu ce. Păi dacă o prezentăm așa, prezentăm ca și cum este ceva normal. Nu, este anormal ceea ce s-a întâmplat. Acel atacator, cumva, cel care l-a amenințat pe Florin Salam și se vedea pe fața lui cât este de speriat în acele imagini, nu a luat nici ca și cum a luat un cuțit de pe masă, un cuțit cu care se taie pâinea sau se întinde unghiul. Se vedea că era un cuțit destul de mare și venise cu el de acasă. Lucrurile astea, suntem totuși, suntem în 2022. Dacă încă se bine, se întâmplă foarte multe în ziua de astăzi, o războaie și așa mai departe. Și dacă tot vorbesc de, și am adus asta în subiect, cei care sunt recalcitranți la petreceri sau poate și în viața de zi cu zi pe afară, dacă vreți să vă bateți, să faceți tot felul de lucruri urâte, eu, sincer, pe ei aș trimite în război. Mergeți voi în război și vă bateți acolo și faceți ce vreți. Consumați-vă adrenalina în alte scopuri.
Nu este normal ca un artist să fie amenințat. Mulți au fost și bătuți. Dacă ne aducem aminte, Sorinel Puștiu a fost și înjunghiat în picior acum mulți ani. Și nu este singurul caz. Chiar Florin Salam și-a mai luat la o petrecere, dacă nu mă înțeleg, în Germania, un pumn odată. Nu mi se pare normal ca artiștii care merg să încânte să primească astfel de comportament. Okay, au fost și amenințați aici, nu numai atacați, au fost și amenințați. Poate de aceea Florin Salam a luat și decizia de a cânta mai mult în străinătate decât în România, dar din câte vezi, cam peste tot situația e tulbure la câte o petrecere. Și în străinătate când se duce, dacă se ferea cumva de românii din țară, și în străinătate când se duce, se duce tot la români. Nu se duce la străini, deci... Ok, nu-i băgăm pe toți în aceeași oală, că este foarte clar, nu sunt toți la fel. Dar așa cum am spus, cei care caută scandal să se ducă pe front și să-și caute acolo adversarul și să se lupte acolo unde poate primi ceea ce își dorește. Este mult prea mult pentru un artist, e ca și cum mergem la teatru acum și dacă a sărănutat un actor, mă duc sau mă cert eu cu unul care stă lângă mine că mănâncă popcorn și trânțene în ureche, să mă duc să mă bat cu un actor. Bendeac, vezi că vine. Da, așa este. Situația ar trebui să fie altfel. Dar petrecerile sunt petreceri, spiritele se încing. Mai există și cât un păhărel care să le încingă și mai tare, să pună gaz pe foc, știi cum e. Din fericire... Partea bună este că Florin Salam nu a pățit nimic și poate cânta foarte liniștit și la alte petreceri. Vreau să îi mulțumesc doamnei Daniela Balaj pentru mesaj. Spune că e super faină emisiunea cu informații interesante. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc doamna Eugenia, care spune că ne urmărește cu drag și când are un pic de timp liber este aici. Dânsa fiind din Italia, dai seama, o salutăm cu drag și îi mulțumim pentru tot ce ne scrie nouă aici și ne face să ne bucurăm și noi. Pentru că mesajele astea sunt venite din suflet și un gând bun ne înseninează și nouă ziua și mai ales pasta de 24 februarie unde, așa cum povesteam la începutul emisiunii, de dragobete trebuie să fim fericiți și să ne bucurăm de dragoste și de tot ce ne înconjoară. Da, mă bucur foarte mult că avem oameni de peste hotare. E un sentiment foarte plăcut să știi că se uită oamenii de aici din țară, dar mai ales și cei de peste hotare. Este frumos să avem susținerea asta și o avem în număr din ce în ce mai mare. Vă mulțumim din suflet și sper să continuăm și noi într-o notă la fel de plăcută, poate mai plăcută pentru voi, ca să vă placă până la final, care finalul să nu mai vină. Da, știi cum e? Finalul să fie cu o știre bună. Mie mi-ar plăcea să fie și reală. Am văzut astăzi în presă și în special pe site-ul nostru wowbiz.ro o știre care mie mi-a plăcut. Carmen de la Sălciua, însărcinată, era cu semnul întrebării. La o petrecere, Carmen de la Sălciua a avut și ea un mic program, iar ținuta pe care a purtat-o a trădat-o puțin. Adică îi se vedea burtica și bineînțeles că toată lumea și-a pus întrebarea asta. Este sau nu este însărcinată? Deocamdată este plecată într-o mică vacanță la Paris. Am avut chiar o discuție cu ea personal zilele trecute. A fost prezentă în televiziunea noastră. Sper să o am și eu aici în studio cât de curând. Și povestea despre viața frumoasă pe care o duce în acest moment și de ce nu o să vină și un bebe aici. Ar fi foarte frumos. Da, felicitări dacă s-a întâmplat, dar lumea dacă s-a întrebat dacă este gravidă, de ce nu s-a întrebat și că poate la acel eveniment mâncase și apropo 4-5 sarmale. Poate s-a umflat un pic în vârtă, nu se știe. Asta, dacă tu ai vorbit cu ea, tu ar trebui să știi mai multe detalii, dacă am vrut să spună. Da, sincer, nu știu dacă este însărcinată sau nu. Știrea a apărut astăzi și am vrut să o discutăm, că noi anul ăsta de informații dure, de divorțuri, de probleme medicale, mi s-a părut că ar fi indicat să aducem în discuție și partea asta de bebeluși.
Laura cum se mai simte? Că tot vorbim Laura despre este... Da, dând la o parte faptul că suntem răciți acum și suntem cam moleșiți, așa, cu febră, cu una cu alta, Laura este foarte bine cu sarcina, mai avem foarte puțin, în câteva, într-o săptămână și un pic, dacă nu mă înșel cu calculele mele matematice, urmează să plecăm la Constanța, unde vom sta aproape o lună de zile, ca să fim pregătiți să fim acolo, să, în caz că se întâmplă travaliu sau da, se întâmplă evenimentul ăsta frumos, să fim acolo, să ajungem cât mai repede la clinica unde ea va naște. Iar eu îi voi fi alături. Deci, vei veni doar din când în când. Vei lua o mașină spre București să vii să prezinți alături de mine știrile și de colegul tău Ștefan, exact. Emisiunea dedicată TikTok-ului. Am spus că în cel mai rău caz voi fi tot prin Skype, dar în mare parte voi fi alături de voi acolo. Chiar îmi doresc să fiu un platou, este altceva, sunt alte energie acolo. Deci o să încerc să fiu aproape. Eu îți doresc din tot sufletul să fii sănătos, să te întorci aici cu tonusul tău, cel care mă bine dispune pe mine de fiecare dată joia. Îți transmit multă sănătate și ție și Laurei și să ne revedem cu bine. La fel le urez și oamenilor de acasă multă sănătate și multă iubire astăzi de Dragobete. Mulțumesc mult, la fel îți doresc și eu ție, așa cum am mai spus, înzecit. Le mulțumesc oamenilor de acasă că au fost alături de noi. Cât despre cealaltă emisiune, că aici am văzut câteva întrebări, dacă Ștefan va prezenta singur diseară emisiunea de la ora 18:00, Talk About TikTok, nu voi fi alături de el prin Skype, îl voi ajuta așa cum am încercat să o ajut și pe Cornelia. Vom avea un invitat special, un băiat care este de ceva timp pe platforma TikTok, mai exact Adrian TMB, cum îl știe lumea, Adrian Țâmboi. Și sper să vă distrați, că ați văzut, în emisiunea aceea n-avem vești rele, cum avem aici, dar aici le prezentăm și într-un mod mai pozitiv. Da, vei face provocările, Sorin? N-am încotro, dacă mă bag în ceva, eu mă bag, indiferent. Și dacă eram la pat, trebuia să fac, făceam, așa sunt eu. Să știți că dacă par bine, par pentru că așa îmi place să fiu pozitiv. Dar mă simt destul de amețit. Înseamnă că o să-ți iasă foarte bine totul astăzi. Sunt ferm convinsă de lucrul ăsta și ca de obicei, sunt de partea ta, Sorin, în emisiunea asta, da? Tu ești colegul da. meu. Și Ștefan e un băiat de nota 10, dar n-am cum. Da, omul de la știri este 5, cel de lângă mine. Da. Așa că te voi susține. Da, mulțumesc din suflet. Deocamdată trebuie să te odihnești și să-ți recapezi forțele, fiindcă a fost o emisiune lungă, dar frumoasă alături de oamenii de acasă. Multă sănătate, Sorin, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Vă îmbrățișez și pe dumneavoastră și vreau, repet, să vă bucurați de ziua aceasta de 24 februarie. Să ne revedem curând cu mesaje frumoase, așa cum sunteți și dumneavoastră. La revedere!